Lovitura de start a fost dată de campionul paralimpic Eduard Carol Novac, iar în teren s-au aflat jucătorii echipei Steaua București, care au avut de înfruntat o echipă de sportivi care nu au nicio legătură cu fotbalul, cum ar fi pugilistul Lucian Bute, judoca Alina Dumitru, luptătorul ca unul Ionuț Iftimoaie, prefectul județului Prahova Marius Sersea și primarul orașului Emanuel Savin. Partida a fost una disputată cu goluri spectaculoase și de o parte și de alta, atacuri furibunde cu apărare ca la carte. Multipla campioană spune că a făcut față moșilor fotbaliști. 2 ani sau 3 ani de zile când am mai jucat aici un meci și, atunci le-a plăcut cum am jucat. Și acum cred că m-am descurcat destul de bine. După cum am văzut, se dădeau la o parte. Nu știu de ce, bine, eu nu am putut să dau gol atunci când ei s-au dat la o parte, pentru că îmi place să mă lupt pentru golul care vreau să-l dau, nu doar să se dea la o parte și eu să-mi scriu. Rămâne tot judo pentru mine, e sportul care m-a consacrat și nu am cum să-l dau la o parte, în niciun caz. După 70 de minute de fotbal demonstrativ în care nu au avut loc accidentări grave, iar arta jocului cu balonul rotund s-a impus din plin, rezultatul a fost, după cum era de așteptat pentru un meci amical, egal, 13-13. A fost o plăcere să joc contra unor fotbaliști de top. A făcut o mișcare, a fost binevenită, chiar avem nevoie de această mișcare. De când am venit în România, nu m-am mișcat. Dar, cum am mai spus, a fost o plăcere și profităm de acest sejur la Buște. Îmi place, dar îmi place mai mult să-l privesc decât să-l joc. Sincer să fiu, mi-e teamă că să pot interveni accidentări și nu vreau să risc. Nu le-a fost teamă, deși vreau să spun că au riscat cam mult. Era și Alina Dumitru și Bute, deci clar bătaia lor nu ia nimeni. Nu pot să mă gândesc acum la 34 de ani la o carieră în fotbal. Ce pot să mă gândesc, în schimb, să fiu un critic acolo la mine în living, pe canapea, cu telecomanda în mână. Acolo se joacă cel mai bun fotbal. Acolo sunt perfect, știu exact cum trebuie mai bine să joc. Aici e vorba de altceva, sunt jucătorii care fac asta de când sunt mici. Sunt băieți talentați, i-am văzut acum cum s-au jucat cu noi efectiv și tocmai de aceea trebuie să respectați pentru munca pe care o depun. Și pentru că nu au existat învingători sau învinși, organizatorul meciului a invitat pe toți cei prezenți la meci la Pomana Porcului, unde au avut parte și de un spectacol plin de folclor. Mare campion e Lucian Bute, am crezut în el din prima, nu m-am... În seara asta avem o seară specială, avem sportivi, campioni olimpici, sportivi fotbaliști de la Steaua, campioni mondiali și invitați de onoare. Ați văzut, întâi am început prin sport, iar acum am sacrificat un porc tradițional în stilul nostru românesc. Am fost colindați, am conferit titlul de cetățean de onoare lui Eduard Novac, campionul și eroul nostru național de la Londra, un om deosebit, cu o voință ieșită din comun, pot să spun, și un exemplu de urmat. Seara s-a terminat cu o petrecere pe cinste atât pentru sportivii aflați în vacanța de iarnă, cât și pentru spectatorii care au ținut să păstreze în amintire întâlnirea cu aceștia.